Plimbare cu Bucluc este piesa de teatru pe care copiii din municipiul Dej au putut să o vadă astăzi la Casa de Cultură din oraș. Copiii au așteptat cu emoție să-i vadă pe cei doi ursuleți care nu și-au ascultat mămica și, în loc să doarmă, au pornit într-o plimbare care s-a dovedit a fi una buclucașă. Teatru de păpuși în deschidere astăzi cu aproximativ 800 de copilași, copii de la grădinițele din municipiul Dej, copii de la clasele 1-4. Ce eveniment are loc astăzi la Casa de Cultură? Premiera de teatru de păpuși, plimbare cu Bucluc, un cadou pentru copii, pentru ziua lor de 1 iunie, ziua internațională a copilului. Astăzi au avut loc două reprezentații, una pentru preșcolari și școlarii mici și una pentru elevi. În piesă este vorba despre doi ursuleți care nu-și ascultă mămica și, în loc să doarmă, pornesc într-o plimbare unde se întâlnesc cu diferite personaje. Pentru a vedea finalul, vă invităm la teatru. Piesa va fi reluată cu prilejul zilelor municipiului Dej. Bună, cum te cheamă? Sunt Ioana Melisa. Câți ani ai? 8 ani și 4 luni. Și ce faci tu astăzi aici? Am venit să văd spectacol. Îmi spui, te rog, cum te cheamă? Edi. Și câți ani ai tu, Edi? 5 ani? De ce ai venit tu astăzi aici? Ca să văd ce? Teatru. Ai venit la teatru de păpuși? Ai mai fost vreodată la teatru? Da. Și ce îți place ție aici? Îți plac păpușile, îți plac copiii? Ce îți place? Copiii. Dragii mei ascultători, să fiți numai ochișori, urechiușele ciuite și să luați cu toți aminte. Dar ce târziu s-a făcut, a sosit vremea să ne odihnim, să ne luăm rămas.